Bună dimineața din weekend! E clar, suntem cu toții cu gândul la sfârșitul de săptămână. Așa, mai mult din inerție merge lumea la serviciu. Și cred că în viitor nu va trece mult până când vom ajunge la momentul în care se vor declara 3 zile de weekend în mod oficial, vineri, sâmbătă și duminică. Dar atunci să vezi, Pacoste, că o să înceapă oamenii să se creadă în weekend încă de joi. Da, mă rog, astea sunt chestiuni de care umanitatea până la urmă va trebui să se ocupe după. Până una alta însă ne așteaptă un weekend foarte plin în zona aceasta a Transilvaniei, probabil și în alte părți ale țării, dar ne concentrăm pe ce e pe aici, în sensul în care, dincolo de faptul că orașul freamătă de fiorul tenisului, Clujul și, de fapt, toată țara va fremăta de fiorul dat de rugby, pentru că Naționala de Rugby va întâlni mâine, după ora 17, mă rog, 17 și un sfert este programat meciul, va întâlni Naționala Portugaliei pentru un super meci. Și, de altfel, despre acest meci vom povesti puțin tel mai încolo în emisiune, pentru că președintele Federației Române de Rugby, Haralambie Dumitraș, și capitanul echipei, Stelică Burcea, vor fi în platou. Și povestim un pic să vedem acum, nu o să le cer eu toate secretele de strategie, că poate se uită și, știi, portughezii și poate le traduce cineva. Și atunci să nu știe chiar secretul în gura mare. Dar vom povesti despre această confruntare de mâine de la Cluj. Și așa cum pe parcursul săptămânii mai anunțam, mai sunt alte evenimente în cazul în care vrei să te duci într-o pauză de la aceste competiții prin zonă. Poți să mergi la Maternity Fest sau poți să mergi, aici nu mai e chiar cu pauză între meciuri, dar poate duminică, poate mâine, ce știu, poate sâmbătă până să înceapă meciurile, dai o fugă la Văluri Mirese, acolo în Apuseni, pentru că va fi Festivalul Pereților de Gheață. Asta doar așa, pe scurt, ca să zic că da, este un weekend foarte încărcat. Și dacă e încărcat, hai să facem o trecere, așa facem un schimb. Deci, a fost un weekend încărcat și cel trecut și cel anterior. Pentru mine, anteriorul a fost încărcat și pentru că mi-am planificat să merg la filmul Usturoi. Băi, tot am auzit de filmul ăsta, Usturoi în sus, Usturoi în jos. Hai, domne, să văd și eu ce filmul ăsta. În mod deosebit, curiozitatea mi-a fost strânită de două chestii. Una la mână, că era film românesc, doi la mână, că era realizat de un tip care era cunoscut, mai ales din spațiul internautic. E un blogger foarte simpatic, își scrie acolo un fel de jurnal, sigur că nu obligă pe nimeni să-l citească și nici nu cred, sau mă rog, poate că greșesc, dar nu pare să scrie orice chestie de senzație ca să atragă lumea, ci are un fel de a exprima întâmplările din viața lui foarte haios, ca și cum ar povesti unor prieteni. Bun. Groparu.ro este blogul respectiv. Ok. Și pe Radu Băzăvan, dacă l-am văzut acolo pe echipă, știi, pe lista care alcătuia, care cuprindea echipa filmului, zic, hai cu atât mai mult să mă duc să văd filmul respectiv, plus că era și premieră. Bun. Păi, filmul a fost fantastic de tare, super tare, era colosal, nu știu cum să zic. Greu mi-am găsit niște cuvinte care să exprime cât de mult mi-a plăcut. Un film românesc care punea în discuție niște probleme destul de cunoscute, dar foarte fain așezate acolo. Mă rog, oamenii au jucat iarăși maxim de fain, super fain. Ok, și foarte mult m-am bucurat când am aflat, s-a făcut un fel de statistică. Colegii de la știri, pac, repede au pus statistica în balanță și au văzut că filmul ăsta a strâns mai mulți, sau a scos din casă mai mulți clujeni ca să îi trimită la cinema, decât a reușit să facă un alt film, care a fost cu multe chestii astea grele de Oscar, mă rog, de competiții de film internaționale, The Revenant. Bun, s-a discutat și despre asta destul de mult, dar statistica în Cluj arată clar că Usturoiul e mai tare decât Revenantul. Hai să vedem comparația colegilor de la știri. Jackie Chan și Bruce Lee. Eu și Nicușor suntem cei mai buni prieteni. Usturoi este povestea doi prieteni care pleacă la Cluj să facă bani pentru a-l ajuta pe fratele unuia dintre ei să se căsătorească cu o fată bogată din sat. Proiecțiile de la cinematograful Florin Piersic au atras un număr record de spectatori. Mulțumesc foarte frumos!
Filmul Usturoi a depășit The Revenant, a avut 2600 de spectatori la 11 proiecții, iar The Revenant a avut 2300, cam așa. Astfel, conducerea cinematografului a decis să proiecteze filmul românesc și în zilele următoare și să oprească de la difuzare filmul american, nominalizat la numai puțin de 13 categorii ale premiilor Oscar. Atmosfera ardelenească și umorul irezistibil sunt două din ingredientele succesului peliculei românești. Este poate cel mai ardelenesc film făcut vreodată, asta o spun din nou, fără modestie, pentru că nu este cazul, este rezultatul muncii a mai multor oameni, și mai ales, cel puțin, în rândul sălăjenilor și în rândul clujenilor și, în general, cam în rândul tuturor transilvanilor, filmul a reușit să provoace niște ecouri foarte, foarte puternice, ecouri care, iată, se văd încă și astăzi. Publicul a fost extrem de încântat, cronicele favorabile, toată lumea a spus că s-a distrat copios și e un film care chiar merită revăzut. De vineri, filmul va putea fi văzut și în cinematografele din București și din alte orașe din țară. Da, da, foarte, foarte simpatic, foarte fain așezat acolo și, dacă stai să te gândești, pe lângă faptul că acest film a fost realizat cu un buget foarte mic, de nespus de mic, a fost folosit un aparat foto care să filmeze, că acum aparatul foto, îți dai seama, toate chestiile astea, gadget-urile astea sunt polifuncționale și cu telefonul mobil iarăși s-au mai făcut niște filmări, nu? Cât de tare! Adică trebuie doar să te concentrezi acolo la ce ai de făcut și să folosești resursele la maximum. Sigur, e destul de greu de făcut asta din partea unor oameni care sunt obișnuiți cu tot felul de chestii sofisticate, că așa se face, că așa scrie în carte. Băi, mă lași, lucrurile se schimbă. Dacă nu ții ritmul, te iau alții în față. Mă rog, acum unii sunt dispuși să riște asta și să rămână în urmă. Dar depinde cât ai plasa în urmă ca să te țină, știi, plasa de siguranță. În fine, o plasă de siguranță ar trebui să aibă și cei care fumează foarte, foarte, foarte mult, pentru că de la mijlocul lui martie lucrurile se schimbă drastic, drastic. Dacă erai obișnuit pe oriunde să tragi câte o țigară, două, trei, un pachet, două, ei bine, legea antifumat va intra în vigoare începând cu data de 17 martie. E un succes colosal atât al domeniului sănătății, că s-au implicat foarte mulți și mai ales ăștia, în fine, cu Ministerul Sănătății și mulți medici, etc., dar și al nefumătorilor. Doamne ajută că s-a reușit la treaba asta, adică să se ajungă la treaba asta. Eu mă bucur, na. Sunt o răutate extraordinară că sunt o nefumătoare și mă bucur că a ieșit legea asta antifumat. Dar într-un fel îi înțeleg și pe cei care erau obișnuiți să fumeze foarte mult. Într-un fel îi înțeleg. De ce zic într-un fel? Pentru că, da, când prinzi un obicei din ăsta, știi mai ales care e viciu, foarte greu reușești să scapi de el. Dar, cum am mai spus și altă dată, dom'le, s-a interzis doar în spațiile publice, adică la tine acasă poți, frate, să-ți faci afumătoare. Colegii de la știi, cum? Spații publice închise, uite, a, da, bine. Unul dintre fumătorii înrăiți ai Clujului, Cristian Balaș, atrage atenția faptului că doar în spațiile publice închise, în spațiile publice deschise, nu, cum ar fi terasele, nu? Deci o să vedeți plin de terase în toată țara, începând cu luna martie. Deci că ninge, că-i soare, nu contează să fie terasă și să fie deschisă. În fine, colegii de la știri au un reportaj din nou în acest sens. După lungi controverse, legea antifumat inițiată de către parlamentarul clujan Aurelia Cristea va intra în vigoare peste o lună. Inițiativa a aprins spiritele dintre fumători și nefumători, între managerii de restaurante și diverse ONG-uri. Părerile rămân împărțite. În localuri încă se poate fuma, însă nu pentru mult timp. Mă aștept în prima fază la o scădere a vânzărilor, mai ales în prima jumătate a anului, când va fi mai frig. După aceea, oricum, va veni vara și lumea va sta la terasă. Dar presupun că din toamnă va reveni la normal situația. Până la urmă și în străinătate n-am văzut restaurante și baruri goale, lumea s-a obișnuit. Eu sunt fumător, dar n-am o problemă cu asta, adică în anumite spații închise problema e chiar serioasă. Din punctul meu de vedere este bine. De ce? Aveți un argument clar? Da, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu fumează, sunt spații destul de restrânse pentru fumători.
Unii manageri de restaurante spun că vor avea costuri mai reduse după ce legea antifumat va intra în vigoare. Nu vor mai fi nevoiți să investească în sisteme de ventilație sofisticate, a căror costuri pot depăși 10.000 de euro. Astfel își asumă și riscul scăderii profitului. În prima lună mă aștept la o scădere, dar nu drastică, dar la o scădere. După aceea, cred că undeva la 10-15%, cred că va fi mai puțin. Nu... Argumente de partea legii au, desigur, și medicii. Ce înseamnă un fumător? Un om bolnav. Pentru că fumătorul, da, este dependent de țigară. Nevoia de a fuma reprezintă o boală. ONG-urile au dus și ele o luptă dură împotriva fumatului. Mihai Cucerzean este unul dintre militanții antifumat care în 2013 a lansat o petiție în acest sens. A fost o susținere neașteptată de mare pe care am avut-o. Am văzut în mediul online, am primit mii și mii de like-uri. La respectiva postare a fost preluată la nivel național. În acest restaurant se poate bea o cafea, se poate mânca și este permis inclusiv fumatul. Însă din 16 martie, scrumiera va deveni inutilă. Ai de capul meu, domnule, l-ai văzut pe Rareș? Ai de capul, fantastic, bravo, prieten, bravo, vezi? O chestie în asta așa, cum să zic eu, ca un scenariu de film, știi? Ai văzut cum a aruncat el așa scrumiera? Foarte tare. Bă, mie îmi plac treburile astea, simpatice, acum nu trebuie să fie ca și alea, știi, în care te duci și să vină valul peste tine și nu e chiar așa, dar a avut o tentă din asta de umor foarte simpatică, mi-a plăcut finalul de la reportajul ăsta, în fine. Apropo că urmărem împreună cu colegul Cristian Balaș, care spuneam că este foarte fumător și bine a punctat un lucru, din nou. În ce măsură vor fi amendați? Dar pe bune, nu așa că tot zici, declar. Fapte! Să-i amendeze pe cei care fumează în stațiile de autobuz după data de 17 martie. Pentru că înțeleg eu că sunt foarte mulți fumători acolo. Acolo e nucleul de fumători, Cristian? În stațiile de autobuz? Așa, zici tu? Bun, deci și că ar fi mulți fumători acolo, să vină, mă rog, amendatorul și să taie amenzi. Unul la mână. Dacă s-ar face asta, înseamnă că, într-adevăr, poți să îi... Cum? Într-adevăr, poți să-i obligi pe oameni să respecte legea. Că, băi, așa ai declarat. Băi, știi? Legea antifumată a intrat în vigoare. Bine, lumea zice, bine, mă lasă, că sunt o grămadă de alte legi în vigoare. Nu le bagă nimeni în seamă. O să încep eu acum. Bun. Și după aceea să vină cineva. Exact. Vine cineva și te amendă. Și tu o să fii siderat. Dar cum adică? De ce eu? De ce tot? Începe povestea cealaltă. De ce eu? Uite, atâția sunt alții care fac treaba asta și așa mai departe. Mă rog, tot fel de povești. Dar mi-a mai plăcut încă o replica lui Cristian. Zice, domnule, dacă i-am amenda, bine ar fi. Tare. Numai să nu fie Cristian, cred. Așa-i? Pe orice. Tu nu fumezi în stație. Nu, corect. Păi tu nici nu mergi cu autobuzul. Ce să stai în stație? Dar auzi, Cristian, tu fumezi în mașina ta? Mai rar. Mai rar, dar uneori fumezi. Dar și după ce intră legea antifumat în vigoare, tot să poți să fumezi, că în mașina ta e mașină spațiu privat, deci poți acolo. Deci o să vedeți unele mașini fumători, ca niște afumători, știi? Deci nu mai trebuie să te duci cu cârnațul la afumătoare, la țară, să nu știu ce. E suficient să le iei cu tine în mașină. Și așa se afumă cârnațul respectiv. Păi, deci eu mă gândeam la cârnațul ăla, păi știi, tai porcul de Crăciun și în fine. Bun, hai să ne așezăm puțin să vedem ce ne așteaptă din punct de vedere a temperaturilor în ziua de vineri, 5 februarie. Da. Mai m-am uitat eu aici la treaba asta cu prognoza și pe lângă faptul că astăzi maximele pot ajunge în zona Transilvaniei și un pic extins, între 1 grad și 9 grade Celsius în funcție de loc, la noapte ne așteptăm la temperaturi de minus 8 grade Celsius, cel mai mult va fi undeva 0 grade Celsius în țară, așa. Sâmbătă, temperaturile de la amiază vor fi cuprinse între 0 și 10 grade Celsius, iar duminică între 3 și 12 grade Celsius. Astăzi, în mod special, la amiază ne așteptăm să fie 4 grade la Oradea, 4 grade și la Zalău și la Cluj-Napoca, 6 grade la Deva, la Alba Iulia, 7 grade la Satu Mare, 5 grade Celsius.
Satu Mare am zis, nu știu ce, la Sighetul Marmației și la Târgu Mureș tot 5 grade Celsius, la fel ca și la Sibiu. Iar la Miercurea Ciuc ne așteptăm să fie 2 grade Celsius, iar la Sfântul Gheorghe 3 grade Celsius. Cam acestea sunt temperaturile. Să știm că nu ne ia prin surprindere, pe nepregătite și alte chestii de genul acesta. Sigur că o să avem parte și de ceva ninsori, nu foarte mari, în sensul că din câte am înțeles eu nu vor fi nămesi, dar, atenție, va fi un vânt destul de mare, mai ales pe crestele montane. Deci mergem la ceva zi din astea, drumeții de iarnă, de februarie, să ne așteptăm unul la mână la ninsori și doi la mână la vânt care să viscolească pe acolo. Hai să viscolim și noi puțin ziarele. Ok, începem cu Ora de Cluj, unde avem o profesoară coruptă pe prima deschidere a site-ului Ora de Cluj de pe oradeștiri.ro. Profesoară coruptă, condamnată cu închisoare la Zalău, dar cu suspendare la Cluj. Mariana Popa. Deci doamna asta, ca să nu intru foarte mult să citesc tot articolul când am timp, dar voi puteți să-l citiți. Doamna respectivă este lector universitar la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport din Zalău. Băi, da, câte științe aici, în fine. Din cadrul Universității Vasile Goldiș din Arad. Mariana Popa a fost acuzată de procuror pentru că ar fi livrat studenților lucrări de licență gata finalizate, contra cost de sigur. Bun. Și aici mai pe larg, tra-ra-la, nu știu ce, în rechizitoriu, stai să vedem unde. Deci, Mariana Popa a pretins și a primit sume de bani de la un număr de 7 studenți pentru care era profesor coordonator, în schimbul cărora le-a transmis în format electronic prin e-mail lucrări de licență gata întocmite, studenții neavând nicio contribuție la realizarea lor. Doamna Mariana Popa, ai zice, băi, omul cu cât înaintează în vârstă, știe, are un discernământ până la un anumit punct. Până la nu știu care punct. Cred că până la 90 de ani, Cristian, zi bine. Cam așa, cam așa. Deci până la un anumit punct are un discernământ foarte bun. Doamna Mariana Popa, nu zic neapărat că e bătrână, dar băi, la 62 de ani ar cam trebui să, știi? Să fii priceput că tu, de fapt, rolul tău ca profesor unul la mână este să stimulezi pe studentul tău să lucreze. Doi la mână să pricep ce-i bine și ce-i rău în țara asta, cu legile, cu treburi. Mă rog, deci doamna la 62 de ani, încadrată la Universitatea de Vede și cadru universitar. Oh! În fine, dar pe de altă parte, sau mergând din alt, sau privind din alt unghi toată discuția asta, cu atât mai mult, că era cadru universitar, a văzut de oportunitățile. Nu? Domnule, eu știu tot. Pentru mine e un mizilic să fac niște lucrări, poate chiar le iau de la alții pe care le-au mai făcut, pe care le-am mai, coordonat și deci le-am gata făcute. Fac și eu un ban. Bine, nu poți să zici că faci un ban cinstit, da, fac și eu un ban, nu? Așa s-ar zice. Poate că se gândea, băi, când o să ies la pensie, nu o să am o pensie mică, băi, trebuie să-mi pun deoparte niște venituri încă de pe acum, știi? Pe de altă parte, mă, nu știu, că profesorii ăștia care, știi, deci cadrele didactice care lucrează la universități. Deci nu vorbim de profesori ăștia din care învață pe copii efectiv să scrie, să facă litera A, B, C, ăia care la gimnaziu învață când să pună învață ori să pună cratimă, ori să meargă la cratiță, vorba lui Cristian. Da, deci ăia oricum varză din punct de vedere a salariului, nu știu, cât au salariul, Cristian? Băi, ăia din ciclu primar? Nu, aia zic, deci aia din ciclu primar săracii, deci aia care până la urmă, voi trebuie să știi, să te învețe să scrii, în fine, cât au vreo 1000 de lei, 1000 de lei, cât au salariul? 1200, păi minimul cât e, nu e 1000 de lei, vreo 1200, cam așa mi-aduc aminte că au. Deci dacă au vechime de vreo 30 de ani în câmpul muncii, trebuie să aibă vreo 1800, mă gândesc, ceva de genul, ceva colosal. Bun, deci la universitate, în schimb, nu, frate, nu poți să fii cadru, ce e aici, lector universitar la Facultatea de Științe, nu știu ce, să ai 1000 de lei. Asta e absurd, deci ai mai mult. Și atunci și pensia e un pic mai mare, știi? De asta zic că, băi, ce calcule și-o fi făcut acolo? Oare unde vrea să meargă, frate, la pensie de nu-i ajungea pensia aia normală, știi? De trebuia să facă, să recurgă la astfel de chestii, de tertipuri de astea, ilegale, astfel încât să-și rotunjească veniturile pentru pensie. Deci probabil că vorbim de gânduri din alea de pensie, de genul mă duc o lună prin Maldive, o altă lună o petrec prin Caraibe și
A treia, așa ca să fie bine, prin... Unde? La păi nu, că la Beliș... A treia lună, să stai toată luna la Beliș, exact. Și dacă n-ai cabana ta, n-ai nu știu ce, trebuie să stai, știi, să plătești acolo închirierea camerei, mâncare. Deci da, sigur, și asta e un cost suplimentar. Deci iată, iată că lucrurile se complică atunci când vine vorba de bani. Dar, în fine, lăsând gluma la o parte, e un articol de exclusivitate în Ora de Cluj. Acolo puteți să găsiți detaliile. Nu cred că am să prind vremurile alea când oamenii nu o să mai facă ilegalități. În consecință, cred că și bacalul de la Ora de Cluj o să aibă până dincolo de momentul pensionării de unde să își ia astfel de subiecte. Monitorul Express. Mergem puțin în Brașov și aflăm detalii despre brașoveanul care a inventat nave secrete. Rudolf Licear. Mă, cred că așa se citește, nu știu exact. Rudolf Licear a brevetat tehnologia care poate propulsa aeronave chiar și cu un motor de tractor. Prototipul a fost testat în România, folosit de naziști și confiscat de sovietici. Bă, dar serios? Deci articolul ăsta e pe bun, așa? Serios? Despre Rudolf Licear nu se știu prea multe și nici nu se vor ști de acum încolo. Arma! Acest nume învăluit în misterii legat de o invenție bine dosită în arhivele celui de-al doilea război mondial. Cercetătorul român, Lucian Cosma, a dat însă de urma brevetelor de invenție ale lui Licear și l-a deschis în știința secretă. Și, mă rog, aici avem, deci, brașoveanul Licear, autorul vacuum propulsiei și al cyclonoidului, noțiuni despre care nu vorbește nimeni, fiindcă nimeni nu a auzit de ele, a inventat ceea ce am putea numi tehnologia de zbor a farfuriilor zburătoare. Un articol foarte fain, potrivit și pentru începutul de weekend, pe Monitorul Express. În rest, fiscul va publica... Ah, da, și asta e iarăși o chestie, am văzut-o seară. Fiscul va publica pe internet numele celor care au datorii mai mari de 100 de lei. Da, bine, aici e doar titlul, că în detaliu o să putem citi în pagina nouă. Deci 100 de lei pentru persoane fizice și persoane juridice, nu știu, cred că au 500 de lei, mi se pare, ceva de genul ăsta. La persoanele juridice se publică și cuiu. La persoanele fizice, în schimb, nu o să se publice CNP-ul, dar se scrie localitatea de unde e respectiva persoană datornică și, mă rog, detalii pe acolo. Jurnalul Bihorean, optimizarea aduce profit, e titlul de pe prima pagină din Jurnalul Bihorean, un profit de aproape 13 ori mai mare față de cel prognozat a realizat ADP Oradea în anul trecut. Anul 2015 a fost un vârf în ceea ce privește valoarea și numărul investițiilor realizate de ADP Oradea. Profitul realizat în acest an a fost de aproape 13 ori mai mare. Secretul este optimizarea activității industriei, zice directorul. Mă rog, dar secretul ăsta e cam cunoscut de toată lumea, doar că e greu să-l aplici, că să optimizezi, dai seama. Reveni la chestia aia, știi, să fii în pas mereu cu noutățile. Apoi nu, nu, na. La un moment dat zici, bine, mă, sunt prea șmecher, să mă mai perfecționez eu acum, să mai optimizez ce meret. Știi, și vin alții din spate, în fine. DN76, drum de coșmar pentru un bun samaritean. Ann Meany a venit din Liverpool pentru a ajuta un tânăr beiușan crescut în orfelinat să trăiască. Mândruț a fost adoptat, cu ghilimelele de rigoare, de Fundația Bunul Samaritan pentru a-l ajuta să scape de povara celor 165 de kilograme și pentru a avea o viață în condiții normale. Președintele fundației, nu știu care, și-a donat, să zicem așa, ziua de naștere pentru a strânge fondurile necesare operației la care trebuia supus Mândruț. Anne și soțul ei Chris l-au cunoscut pe Mândruț când acesta trăia în orfelinat, l-au găzduit în casa lor din Marea Britanie, iar acum în locuința lor românească dintr-un sat de lângă Beiuș. Anne îl călăuzește în procesul adaptării modului de viață și mai ales al alimentației în condițiile noii sale vieți. Foarte complicată, oricum, și povestea asta. Și singur nu poți face. Deci singur, dacă ai 165 de kg și vrei să slăbești, nu poți. Nu poți. Clar. Dar, dacă este cineva lângă tine care, din când în când, te mai tragă de mâncă, băi, vezi că nu-i pe lista de regim, sau, eu știu, să-ți facă preparatele special după regimul respectiv, și dacă nu e un astfel de om, nu cred. Eu nu cred că există șanse. Pentru că e foarte greu. Dacă ai fi avut atâta voință, tot zice, băi, trebuie să ai voință. Băi, dacă ai fi avut voință, te-ai fi ținut
când erai la 80 de kg, să rămâi la 80 de kg. Da, ți-a părăsit voința, au venit kilogramele, nu? Și după aceea, ciuciu, de unde să mai chem voința dacă ea a plecat? Ziua de Cluj. Toate speranțele în Halep & Company. Hai, România, echipa națională de tenis a României va întâlni mâine și poimâine într-o sală polivalentă care se anunță plină până la refuz, echipa Cehiei. Astăzi are loc tragerea la sorți, la finalul căreia vom afla care vor fi meciurile primei zile de Fed Cup la Cluj. Cehia este deținătoarea trofeului pe care l-a câștigat de 4 ori în ultimii 5 ani, așa că misiunea fetelor noastre este extrem de dificilă. Făclia pe prima pagină pune PSD și UNPR au semnat un protocol de colaborare. Ia hai să dăm puțin prima pagină din Făclia. Și avem acolo la articol poza lui ăsta, lui Dragnea și a lui Oprea. Cum, ce-au făcut ăștia protocol aici? Eu nu înțeleg care e șmecherie aici. Băi, cred că au sunt niște mize acolo la mijloc. De noi, ăștia muritorii de rând, nu ne putem da seama. Deci suntem pe nicăieri din punctul ăsta de vedere. Și ei în continuare merg. Bine, și prezumția de nevinovăție. Sunt de acord, da. În fine, un alt articol, uite, tot cu Dragnea. Dragnea, există șanse să semnăm un protocol de colaborare cu ALDE pentru alegerile locale. Eu și protocoalele astea, sincer, eu nu știu, chiar reflectă voința oamenilor care o să îi aleagă sau cum, pe unde? Mi se pare că se pierd jocurile astea politici. Ce? E vorba de câte locuri sunt în Parlament? Nu, că ăștia, că se reprezintă ei popor, nu, Cristian? Pia, mă, dar reprezentăm, băi, ăsta poporul. Prostimea, mă, eu sunt șmecher acolo în Parlament. Să le jo, fac ce vreau eu, nu? Cam astea, ăsta e sentimentul pe care eu l-am, sincer, când îi văd pe oamenii ăștia, fac ei tot fel de înțelegeri. Băi, prietene, ce înțelegeri, frate? Tu fă-ți treaba, lasă înțelegerile. Că voi n-aveți timp în tisicii lor de lucruri să vă concentrați să vedeți dacă o lege a fost adoptată cum trebuie, dacă amendamentele respective sunt logice, dacă articolele se leagă între ele, dacă nu cumva se încalecă cu alte articole din alte legi, astea-s treburi cât de cât importante. Alealte cu alegerile voastre și cu înțelegerile și cu ele pentru ce? Să știi cum obții locuri. Mă, lași! Făclia. Cum zici? A, ca și tantea. Da, era tantea aia, cum îi zice. Tanti cu, cu foamea în gât, îi zici tu. Dar cum îi zice, mă, din Caracal? Cristian Angel, da, ea zicea. Dar cine e MCV-ul ăsta, mă? Cine e MCV-ul ăsta? Să vine MCV-ul la mine. Haide, capul tău, că vine și îți dă două peste ochi de nici nu vezi. Da, programul Fiecare copil în grădiniță se extinde la nivelul tuturor localităților din județul Cluj. Un alt titlu de aici. După ce din 2014 s-au derulat în 10 localități, iată, programul acesta se dezvoltă. Bun, Ziarul de Mureș, zonele unde activează cel mai des infractorii din Târnăveni se regăsesc în acest articol, mă rog, sub o exprimare mai simplă. În pagina a doua, nu stăm noi să le citim pe toate, dar în Ziarul de Mureș găsim aici. Primul transplant din 2016 la Institutul Inimii din Târgu Mureș a fost un succes, un alt articol. Da, afacerile sighișorene sărbătorite la Business Event 2016 și încă alte chestiuni interesante. Da, eu zic că astea erau așa highlight. Cât costă Clujul.rom? Scrie despre mai multe, sunt mai multe articole aici. Limitele pieței construcțiilor rezidențiale într-un an în Cluj. La nivelul 2015, în Cluj au fost autorizate suprafețe totale de circa 700 de mii de metri pătrați în clădiri rezidențiale. La nivel național, Clujul este al doilea după Ilfov, relevă datele Institutului Național de Statistică. Ca ordin de mărime al pieței, construcțiile rezidențiale dintr-un an la Cluj putem folosi... și aici, în fine, avem tot articolul pe larg. Avem și noi pagina de la câtcostăclujul.ro. Își pot primi clujenii înapoi banii plătiți pentru transportul gunoaielor? Întrebare de baraj, nu știm exact. Trei companii își împartă piața celui mai productiv domeniu industrial, un alt articol din Cât costă Clujul, scris de Titus Crăciun. Sau putem să găsim top 10 companii clujene de jocuri de noroc și pariuri. Ui, ce e o amploare cu industria asta a jocurilor de noroc, ceva de speriat, ai zice. Da. Pe ce criterii își aleg românii joburile? Iarăși un articol simpatic de citit. Monitorul de weekend
Hai să mă grăbesc un pic. Punctele ucigașe ale Clujului, care sunt străzile unde au loc cele mai multe accidente mortale. Statisticile sunt îngrijorătoare. Majoritatea celor uciși în accidente au fost tineri. Harta, ia să vedem în paginile 4-5. Harta. Strada Oașului, cu multe accidente, cu, mă rog, multe bușituri. Calea Turzii, Bulevardul 21 Decembrie și Calea Florești. Cam acestea ar fi cele mai încărcate zone de accidente. Numărul accidentelor rutiere mortale de anul trecut a fost în scădere, totuși față de anul 2014. Da. Mărcile de mașini? Bă, nu. Nu știu. Oare le zice? Era... Nu, nu scrie marca de mașină, dar mă rog. Am pe de altă parte, păi, nu știu ce să zic, și mărcile... mașinile sunt conduse de oameni, mă, înțelegi? Mașinile sunt conduse de oameni, deci ia să facă bine oamenii, să fie mai atenți, mă, la volan. Dacă ești, pune șofer, de ce, să zicem, de un BMW. Era un studiu, fii atent, era un studiu făcut și dat acum de curând, era în limba engleză, în fine, ceva de genul că... being an asshole cumva e direct proporțional cu driving a BMW, știi? Cam asta ar fi concluzia studiului respectiv. Mie îmi pare rău că asta este mașina pe care intenționez să o cumpăr pe viitor, așa că, în fine. Dar, bă, o mașină nu e condusă de un șofer? Păi nu, șoferul trebuie să fie mai atent. Ce contează, frate, că o conduce o mașină de 200 de cai putere sau una de 70, cum este a mea? Șoferul de obicei e tânăr și nu știi când și-a luat permisul? Băi, nu știi de unde și-a luat permisul, într-adevăr. Și l-a luat din Argeș, ghinion. În fine, pe ce se duc banii orașului în 2016? În pagina a treia din ziarul ăsta vedem. Uite, avem un buget de 247 de milioane de euro aici în Cluj. Hai de capul meu. Cristiane, dacă tu ai avea banii ăștia, ce ai face cu ei? 247 de milioane de euro. Bă, sper că nu i-ai băga în buzunar, că vorbim de banii orașului. Deci, te rog să nu fii și tu ca politicienii aia șmecheri. Ai plătit datorii și mai departe. Drăgana... Cum? Chefuri! Ai face chefuri? Păi ai face chefuri, normal că facem chefuri, că orice oraș trebuie să aibă și chefuri. Trebuie să se distreze oamenii, cum ar veni la zilele orașului, nu? Zilele orașului. Bun, după aceea ai, ce mai ai? Alte sărbători, unde trebuie să îi impulsionezi pe oameni să se simtă bine acolo în orașul lor. Ei nu trebuie, băi, în orașul lor, ei trebuie să se simtă precum acasă. Tu acasă nu dai petreceri? Dai petreceri. Păi și orașul trebuie să dea petreceri pentru oamenii de acasă. Bun, ce-ai face? Ai organiza Eurovision? Lasă-mă că și la Baia Mare e bine. Bă, în Baia Mare, frumos, uite, o să fie capitala muzicii, cum ar veni, da? O să vedem acolo, o să fie foarte fain. Și ultimul ziar pe care îl mai luăm, Mesagerul de Sibiu, o avere pentru un simbol. Un om de afaceri sibian, apropiat președintelui Klaus Iohannis, mă rog, a cumpărat la licitație drapelul de luptă al unei legiuni a lui Avram Iancu, aflat în colecția Corneliu Vadim Tudor. Mesagerul de Sibiu a aflat mai multe despre acest drapel, dar și despre Adrian Ties, sibianul care a cheltuit o avere pentru ca obiectul de patrimoniu să rămână în România. Dar fii atent aici, în prezentarea asta de la început. Nu e simpatic cum au pus ei aici? Ce relevanță are că e un apropiat al lui Klaus Iohannis, știi? Dar trebuia să pun o chestie, că așa că zici un om de afaceri sibian a cumpărat un drapel. Dar dacă pui un om de afaceri sibian apropiat de al lui Klaus Iohannis, parcă îți vine să fii un pic mai atent la ceea ce se întâmplă acolo. Cu toate că n-are nicio treabă, adică nu a cumpărat pentru Klaus Iohannis afaceristul din Sibiu. Clar, nu? Așa zicem noi. Sau eu știu ce mai fac ăștia pe ascuns. Cât? 105.000 de euro a costat acel drapel. Bă, omul a avut bani, corect. Nu erau banii orașului, deci banii lui, deci a putut să facă ce vrea cu el, cu ei, foarte bine. Sigur, că ne-ar plăcea dacă l-ar dona către un muzeu, știi? Da, deja avem pretenții prea mari. Ok, acestea sunt principalele titluri din presa de astăzi. Haideți să vedem repede, cum arată horoscopul noi pe azi. Mă, nu știu exact președintele Federației de Rugby în ce zodie este, dar putem să începem cu berbecul. Nu sunteți în formă și nu vă simțiți în stare să terminați o lucrare importantă, așa că vă recomandăm să nu vă asumați noi responsabilități. Taur, în prima parte a zilei, o cunoștință vă solicită sprijinul într-o problemă de afaceri, de pe urma căreia veți avea de câștigat și voi pe plan financiar. Gemeni, o rudă mai în vârstă vă ajută să luați o decizie importantă în privința relațiilor sentimentale. O rudă mai în vârstă, adică spune, băi, cu aia trebuie să te însori sau invers.
RAC, se pare că traversați o perioadă în care lipsa banilor vă neliniștește. În prima parte a zilei nu este exclus să întâmpinați dificultăți la locul de muncă. Leu, un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere. Sfatul este să nu luați o decizie astăzi, mai ales că este vineri. Lăsați-o pe luni. Fecioară, ar fi bine să nu faceți un program foarte strict, pentru că veți fi nevoiți să-l schimbați de mai multe ori. Astăzi intervin tot felul de lucruri neprevăzute. Fecioară, bun, balanță. În cursul dimineții o să fiți puțin cam confuz, nu știu exact până la ce oră ține dimineața. Sfatul este să lăsați afacerile pe mâine, oricum o să aveți mai puțină energie astăzi decât ați crede. Scorpion, în prima parte a zilei nu vă reușește mai nimic și simțiți că vă cam irosiți energia. Prietenii și familia vă înțeleg și chiar vă ajută cumva să o mai păstrați. Săgetător, nu este o zi bună pentru investiții sau pentru afaceri. În cursul dimineții primiți o veste de la o rudă apropiată care vă schimbă planurile pe de-a întregul. Capricorn, nu e o zi bună pentru investiții, nu e o zi bună pentru afaceri, astăzi e o zi bună, în schimb, pentru relaxare. Vărsător, grijile pe care vi le faceți nu sunt justificate. Aveți șanse reale de reușită, atât pe plan social, cât și sentimental. Și ultima zodie, pești, sunteți cam confuz, ar putea să nu îi înțelegeți corect pe cei din jur. Se pare că nici intuiția nu vă ajută foarte mult astăzi, așa că vă puteți baza doar pe sfaturile cuiva mai experimentat. Repede facem o scurtă lecție de istorie. Februarie. În anul 1852 s-a deschis muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg din Rusia, unul dintre cele mai mari și vechi muzee din lume. În anul 1867 a fost încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Marele Principat al Transilvaniei, așa cum e menționat în istorie, era dizolvat și incorporat Ungariei, desfințându-i se autonomia. Deci în 1867 se întâmplă asta. În 1876 apare prima revistă română de medicină din Transilvania, Higiena și Școala, a fost editată de Paul Vasic Ungureanu. În 1919 a fost creată compania United Artists, una de fapt dintre cele mai mari dintre studiourile cinematografice din secolul trecut. A fost fondată de Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks și Griffith. Și în 1983, Anișoara Cușmir a realizat un nou record mondial de sală la săritura în lungime, 6,92 de metri. 2004, mai spunem că în 5 februarie, România a devenit membru de facto a NATO. Toate cele 19 state membre ale NATO au ratificat protocolul de aderare. 2015, adică anul trecut, tabloul pictat de francezul Gauguin în 1892, și care prezintă două fete din Tahiti, a fost vândut pentru 300 de milioane de dolari și a fost o chestie de mega senzație. Se întâmplă anul trecut, în 5 februarie. Nu mai spunem nimic, atât spunem doar. Bun, hai în clipele următoare să ne concentrăm pe Ruby. Deci eu mă simt în extaz. Am alături de mine doi super bărbați. Bine, sigur, și Tibi și Cristian, colegii de la cameră, sunt și ei niște super bărbați, dar acum sunt într-o împlinire totală. Și mai ales că vorbim de doi super ruibiști. Vorbim de președintele Federației de Ruibi, domnul Harry Dumitraș. Bună dimineața! Bună dimineața! Și de Delica Burcea, capitanul. Atât de, cum să zic eu, demn de toată admirația. Bună dimineața! Bună dimineața! Pregătiți? Da, suntem foarte pregătiți. Am zile ieri pe la amiază. Mă rog, eram și eu cu mașina prin zona asta, prin cartier, și la un moment dat văd pe spatele cuiva o siglă, cred, sigla federației sau oricum un echipament sportiv care m-a dus cu gândul la rugby. M-am uitat mai bine și am văzut că de fapt erau mult mai mulți. De fapt, cred că era toată echipa de rugby care a ieșit la plimbare prin cartier. Da, posibil.
Și primul meu gând a fost să trag mașina pe dreapta, să-mi scot telefonul și să fac poze ca un paparazzi. Adică, cred că e o senzație pe care o încearcă foarte mulți oameni care admiră echipele naționale, care unul la mână pun atâta efort pentru a duce numele țării mai departe și ceea ce face echipa de rugby, cred că puține alte echipe fac. Tocmai de asta încep cu felicitări pentru ce ați făcut până acum și desigur la sfârșit o să zic și succes pentru mâine. Dar haideți să începem cu meciul de mâine, așteptările pentru mâine la ora 17 și un sfert va fi o confruntare de zile mari. Da, este primul meci din această competiție contra celor din Portugalia. Ca întotdeauna, primul meci este foarte important, dar și cel mai greu, pentru că nu sunt câteva schimbări făcute după Cupa Mondială. Nu cunoaștem foarte multe despre lotul lor, dar în schimb, ca și echipe, ne știm foarte bine stilul. De aceea nu cred că ne vor surprinde prea tare. Totuși, cred că e a 23-a confruntare, dacă bine am reținut eu, dintre România și Portugalia. Da, sunt 23 de confruntări. Avantajul este de partea noastră, dar, cum spunea și Sterica, cel mai greu meci este primul. Și, bineînțeles, Portugalia are ambiții, avem și noi ambiții, mulți jucători tineri, lângă jucători cu experiență, care au făcut mai multe cupe mondiale și care ne-au făcut să visăm. Pe mine, pot să spun așa, și alți mulți oameni pe parcursul Cupei Mondiale de anul trecut și care, zic eu, transmit un mesaj puternic tinerilor din țară să vină numeroși la rugby, pentru că este un sport de oameni, un sport care călește caractere sau formează caractere, dacă pot să spun așa. Așa este. Lucrul acesta de multe ori s-a spus și este cât se poate de adevărat. Aș vrea să vă întreb, pe dumneavoastră ați prins, pentru că aveți o experiență în spate de joc foarte mare, ați prins confruntări oare de la început cu echipa Portugaliei? Eu am jucat o singură dată cu Portugalia în 1993, deci asta nu mă întinerește cu nimic, la Lisabona. Deci de atunci Portugalia avea o echipă care juca în prima elită, pentru că atunci Cupa Europeană a Națiunilor sau Campionatul European era cu Franța, Italia, cam aceleași națiuni cu excepția Franței și Italiei, care au trecut în Six Nations, și România juca ca și acum primele roluri. Deci Portugalia are tradiție, mai adevărat că la rugby în 7 joacă calificare directă pentru Jocurile Olimpice, deci rugby în 7 este un sport foarte dinamic, foarte atletic, dacă pot să-i spun eu așa, și asta este forța portughezilor de a juca pe liniile înapoi. Dar zic eu că echipa României are mai multă experiență la nivelul meciurilor internaționale, foarte multă maturitate, și chiar apreciam faptul că mulți jucători care au participat la Cupa Mondială au revenit aseară, pentru că m-am întâlnit cu ei aseară, au redevenit aceiași tineri care veneau ca și pentru prima dată pentru echipa națională, cu aceeași dragoste, cu aceeași pasiune. Deci tot începe de la aceste valori ale rugby-ului: pasiune, dragoste, integritate, lucruri care le-am regăsit aseară și m-am bucurat foarte mult. Și cred că meritul cel mai mare îl are capitanul echipei și liderii echipei, jucătorii cu experiență, care se strâng de fiecare dată la începutul lunii februarie pentru a începe, în primul rând, o aventură umană și după aceea o aventură sportivă. Mă întreb, echipa de rugbyști e mai, să zicem, simplu cumva de coordonat decât ar fi poate alte echipe? Da. Mă gândesc la asta, că nu spunem despre un rugbyist că e mai ordonat, înțelege altfel mișcarea, strategia. Da, chiar este, pentru că chiar dacă sunt caractere puternice, sunt câteva legi nescrise în sportul nostru care se ține foarte bine cont de ele. Și în primul rând este, noi avem spiritul acela de echipă. Nu avem chestii individuale ca să ieșim în față cu ceva, nu, totul ține de echipă.
punem pe primul loc echipa și după aceea noi ca jucători. Mai ales dacă vorbim de națională și mi se pare foarte frumos că se întâmplă asta. Dar confruntarea cu echipele mari, pentru că foarte bine punctat și domnul președinte, există experiența de a fi jucat cu echipe în lume, da, echipe mari și bune de rugby. Experiența asta, ce lecție vă dă să dați mai departe aici în țară? Păi, în primul rând, meciurile puternice te învață cum să reacționezi în sub presiune, într-un sistem de joc foarte, foarte rapid, să spun așa, și asta îți dă puterea de a transmite mai departe, de a da celor care vin din spate șansa să ajungă și să simtă și ei să fie acolo, să joace la nivelul acela. La fel și pe dumneavoastră vă putem întreba, pentru că tot așa, experiența foarte mare de joc v-a încărcat bagajul de cunoștințe. Ce spunea și Stelica, cred că competiția este antrenamentul cel mai bun, este de fapt o evaluare a jucătorului într-o situație reală de antrenament, dacă putem să-i spunem așa. Jucând cu marile națiuni, bineînțeles, există o altă motivație, există un alt stres, dacă putem să-i spunem așa, și o altă presiune. În același timp, astăzi ești văzut de toată lumea, ești analizat, disecat în felii mărunte, dacă putem să-i spunem așa. Și bineînțeles că cei tineri care privesc au modelele lor deja și mă bucur foarte mult, pentru că cu câțiva ani înainte, când întrebam niște copii, pentru că am fost director de dezvoltare și mă plimbam prin țară, prin toate cluburile, toți îl aveau în imagine pe Wilkinson. Și modelul lor era Wilkinson, un jucător englez, legendar, care a reușit care a făcut parte din echipa care a câștigat titlul mondial în 2003. E acum, după această cupă mondială, toți copiii care îi întâlnesc își doresc să semene cu Stelică, cu Mihai, cu Viorel Lucaci, cu Fercu, Calafeteanu, Vlaicu și așa mai departe. Deci mă bucur foarte mult că avem modelele noastre, că am readus acasă identitatea și specificitatea noastră. Este lucru cel mai important. Și asta este datorită muncilor, pentru că tot ce vedem noi la televizor este foarte frumos. Pe ecran este deosebit, acele 80 de minute, dar în spate este foarte multă muncă, foarte multă suferință, multe frustrări și numai cei care sunt și te acompaniază în momentele dificile te înțeleg. În rest, toată lumea apreciază ceea ce faci 80 de minute. Dar restul de 365 de zile, puțin își amintesc, nu mai știu cât de greu este. Și, bineînțeles, acei suporteri devotați care ne însoțesc peste tot și alți oameni care ne ajută să participăm și să facem să trăiască această activitate. Stelic, o întrebare care probabil ți-au mai adresat-o mulți, nu știu în ce măsură ai putut să răspunzi, dar care este strategia voastră pentru a îi învinge pe Lusitani? Da, cred că aici nu mai e vorba de strategie. V-am spus, sunt foarte multe meciuri disputate între România și Portugalia. Cred că ne cunoaștem așa cu sistemul de joc și calitățile foarte bine. Cred că este vorba de altceva. Este vorba de dorință. Este vorba de dorința celor care vin acum cu, să spun așa, sânge proaspăt, care vor să demonstreze și, în primul rând, noi vom juca acasă. Sperăm să vină cât mai multă lume să ne vadă, pentru că ne dă așa un impuls și încă o motivație ca să facem meciul cât mai plăcut. Mă bucur că spui că
jucați acasă. Din păcate, de multe ori se confundă acasă al Naționalei cu București, pentru că na, acolo, să zicem, e un sediu central, dar acasă, de fapt, al Naționalei este oriunde în țara asta. Mâine e jocul aici la Cluj, următoarele meciuri cred că la Iași se joacă, da, unde la fel puteți să spuneți că sunteți acasă. Suntem peste tot acasă, în România, pentru că aici am făcut primii pași, aici am trăit cele mai frumoase bucurii și le trăiesc și ei. Suntem români, suntem mândri și bineînțeles că jucătorii vin de la toate cluburile de pe întreg teritoriul României, și din Iași, și de la Timișoara, și de la Baia Mare, și de la Suceava, și de la București, și așa mai departe, de la Cluj. Și suntem bine primiți. De fapt, este o politică a federației de a promova rugby în fiecare regiune. Bineînțeles, Clujul a fost întotdeauna darnic cu noi. Ne-a primit cu brațele deschise, mai adevărat că este un centru universitar, un oraș cu istorie și cultură deosebită și ne face întotdeauna plăcere și așteptăm, cum spunea Stelica, cât mai mulți suporteri în tribune pentru a se bucura împreună cu noi, pentru că este un prilej de bucurie. Cluj Arena e mulțumitoare? Din punct de vedere a condițiilor pe care le aduce, nu știu, ca teren, ca vestiare, ca maseuze, nu știu, aveți maseuze care să vă relaxeze? Glumim mai mult sau mai puțin, dar din punct de vedere a condițiilor pe care le aduce Cluj Arena pentru Naționala de Rugby? Da, pentru noi este cel mai, să spun așa, cel mai de lux stadion din, pe care putem juca noi în, ca Naționala României de Rugby, pentru că în alte, pe alte stadioane nu avem acces. Dar este perfect pentru noi acest stadion. Spuneți mai devreme că meritul este al jucătorilor pentru care au devenit modele. Incontestabil, așa este. În primul rând, jucătorii trebuie să fie foarte implicați, să dovedească faptul că sunt buni ca să devină modele. Dar și faptul că federația s-a implicat foarte mult în a-i promova sau în a aduce mai în atenția oamenilor acest sport. E, nu știu, probabil o strategie de open-minded, cum ar veni, mă rog, în limba română, cum am zice, de deschidere, da? Ca să aibă cu toții acces mai mult la rugby. Și eu mă bucur pentru această deschidere. Care este linia pe mai departe din punct de vedere a conducerii federației? În primul rând, nu putem exista unii fără ceilalți. Jucătorii fără conducători și conducătorii fără... E un tot unitar. Pe urmă, federația are o strategie pe termen mediu și pe termen lung, care promovează, în primul rând, rugby-ul, dar după aceea echipa națională este oglinda rugby-ului românesc. Și atunci rezultatele echipei naționale fac ca lumea să ne iubească, să sufere alături de noi, să se bucure alături de noi sau să ne urască. De ce să nu spunem așa? Pentru că în competiție numai învingătorii sunt cei care contează. Nimeni nu-și mai amintește de cei care pierd. De aceea suntem pe val în acest moment, pentru că atitudinea echipei la o competiție majoră a rugby-ului mondial, a treia competiție mondială, dacă putem să-i spunem așa, a fost extraordinară. Comportarea lor, am arătat că suntem adevărați luptători și de aceea strategia noastră a federației este inspirată din ceea ce fac ei pe teren. Și cum să ducem mai departe ștafeta. Și totul este organizată, această strategie este organizată în jurul valorilor jocurilor de rugby. După aceea o dezvoltăm la nivelul copiilor, juniorilor, echipei de dezvoltare care începe de la 19-20 de ani, pe urmă performanța la echipa România și bineînțeles în alta performanță. Dar în același timp formarea jucătorului, reconversiunea profesională, formarea antrenorilor, a tehnicienilor, care este foarte importantă și bineînțeles prezența la nivel internațional. Deci toate aceste lucruri sunt foarte importante, sunt bine definite și cred eu că ei ne ajută cel mai mult să realizăm acest proiect.
pentru că cea mai dificilă sarcina noastră este dezvoltarea. Și bineînțeles că ei sunt imaginea tuturor copiilor. Deci, datorită evoluțiilor, putem să mergem peste tot, să deschidem porțile la peste 800 de școli în România unde se joacă rugby tag. Foarte frumos! Și chiar am văzut pe câțiva prichindei jucând rugby tag, sunt impresionați. Diferența dintre scor, sigur, scorul României e mai mare decât al lusitanilor, cam cu cât? Da, nu pot spune. Nu, ne dorim foarte mult să câștigăm. 1-0. Să fie cu succes. Și apropo de pasiune, deci inclusiv fratele meu e rugbist, la nunta lui au dansat haka dance. Deci nici în cel mai important moment al vieții nu poți să lași deoparte ceea ce este cu adevărat o pasiune. Mult succes. Mulțumim. Și o dezvoltare cât mai mare a rugby-ului în întreaga țară. Să ne bucurăm împreună. Vă mulțumesc și să vină cât mai multă lume să se bucure alături de noi. Mâine la ora 17:15 pe Cluj Arena, meciul naționalei de rugby împotriva celor din Portugalia. Ne întâlnim și săptămâna viitoare, luni, chiar de la ora 8 la Regional Cafe. Toate bune!